Erika! Tati! Tati! Tata, ce-ai învățit? Tati! Tata! Erika! Mama! Mama! Ce s-a întâmplat? Stai locul, stai puțin! Ericuța, tati! Tati! Erika! Stai, uite, Erika! Erika! Erika, haide și mă ajută la pus masa, te rog. Mami, dar eu vroiam să mă duc afară. Mai întâi mâncăm și după aia te duci afară. Dar lasă-mă măcar 5 minute. Nu te las 5 minute, pentru că la tine 5 minute se fac 10, 20, 30. Uite, așa trece ora de masă. Mâncăm și apoi ieși afară la joacă. Și stai cât vrei tu. Ai terminat de făcut mâncarea? Ai pus-o în farfurii? Mai am foarte puțin. Cât așezi tu farfuriile, furculițele și șervețelele pe masă, eu termin de făcut mâncarea și vă pun în farfurii să mâncați. Hai, termină de pus masa, că eu mă duc să sting aragazul. Ii, de parcă nu mă pot duce afară măcar 5 minute. Când vine mama cu mâncarea, este foarte fierbinte și nu o pot mânca. Mă duc afară. Dar mai întâi să-mi iau pantalonii de zăpadă, pentru că vreau să mă joc cu pisicile. Erika, dar unde pleci? Mă duc până afară ca să mă joc cu pisicile. Erika, dar mama s-a spus să pui masa. Nu să ieși afară. Codrin, nu-i spune nimic lui mama. Mă duc afară, stau puțin și după aia vin repede în casă. Am plecat, ține minte, să nu-i spui nimic cu mama. Erika, plaba ta! Uite, dau și eu zăpada, fac cărări pe unde să mergem, că ani în zilele astea, cât n-a nins toată iarna. Dar tu ce faci? Ai ieșit afară? Da, am ieșit afară, pentru că vreau să mă joc cu zăpadă. Păi atunci, spor la joacă. Eu am aici joaca mea cu zăpada. Ești pregătit să mergem să vedem peschiuri? Da! Yes! Să mergem! Ce tata peschiuri? Codre peschiuri? Poți singur? Da. Hai să te văd dacă poți singur, așa. Bravo! Wow, și ai venit la mine! Hai! Opa! Așa, tati, bravo! Hai! Cu viteză înainte! Bunica se dă împreună cu tata pe schiul. Era să cad. Și acolo e bunica. Mă duc și eu. Erika, alături de bunica, pe schiul. Hai, Eri! Ah, 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 ah.
Ce are câinele ăsta ce tot latră atât, mă enervează. Măi, ceva s-a întâmplat, de ce latră? Ia să mă duc să văd. Ce tu s-a întâmplat, fată, de ce latră? Ce-ai pățit? Erica! Tati, tati! Tata, ce-ai pățit? Tati! Tata! Ei, Erica! Ai dat... Vai, săracă, s-a lovit! S-a lovit! Tati, mă auzi? Ieri... Mama! Mama! Ce? Ce s-a întâmplat? Mama, ei, deci mă ajută, nu știu ce-a pățit Erica, am găsit-o jos acolo pe zăpadă. Erica! Tati, tata, a dat cu capul, am găsit-o, era jos acolo la cușcă la Sasha, a dat cu capul de, e un lighean acolo, probabil s-a speriat când a dat la Sasha la ea, nu știu, nu știam de ce e atât de agitată Sasha. Ieri, tata, hai Erica, stai cu noi, stai puțin. Ericuța, tati, Erica. stai, uite aici. Mă duc să aduc niște spirit. A, tu i-a duc ceva să-i dă pe mână, stai. Niște spirit, stai puțin. Tata, ei, tati, trezește-te. Tata, trezește-te, tati. Hai, tu spirit-ul. Ai dus spirit-ul, ia. Ieri, stai. Tati, hei. Tata. Nu mai mișca, Hai, trezește-te, te rog. Stai, Erica, tati, ești ok? Tata, uite la mine, tati. Ieri, tati, cine ești? Okay? Ce-ai pățit? Mă zic că e tata. Nu-mi zic că ți-ai pierdut cunoștința. Tata, tu ești? Ieri, ești bine? Hei, uite-te la mine, uite-te la mine. Ești bine, da? Da. Ia, uite-mi un pic la mine, tati. Câte degete vezi aici? Trei. Acum câte vezi? Două. De ce ai pățit, ce-ai pățit, tati? Cum ai reușit? Te-ai lovit? Te-am găsit acolo în jos, ia. Așa și mă jucam cu ea și alătura. Da, stai un pic. Și m-a speriat. Nu, tate, da. Și-a căzut pe spate. Cum ai reușit așa, tata, că nu-mi dau seama? Hm? Te mai doare ceva? Ești în regulă? Da. Da? Ești bine? O, ce spiritură am tras, măi, tati, măi. Ia, tati, stai. Tata, ce bine, îmi pare că n-ai puțin mic, nu se cunoaște nimic, n-are. Probabil de la lovitură, a leșinat un pic. Dar tu nu trebuia să fii în casă, să pui masă? Ba, da. Păi și de ce ai ieșit afară? Și am vrut să ies afară să mă joc. Dar tu n-ai lăsat totul să iasă afară? Nu, am zis să ies afară după ce punem masa și că ieșim cu toții. Eu am văzut, ai ieșit afară la mine, eu vedeam acolo la zăpadă și a venit masa lui tati, după aceea să-ți la joacă. Mi-a zis că ai ieșit să te joace, nu știu că n-ai lăsat-o să iasă. Băi, tati, băi, să nu mai ieși așa niciodată afară. Dacă mama ți-a zis să stai în casă, data viitoare te rog să asculti, să nu mai pleci așa de capul tău. Bine că ești bine, până la urmă. Codrin! Codrin, tati, ce-ai pățit? Codrin! Tata! Tata, ești bine? Tati, ești bine? Mamă, dar ce bine joacă ăsta rolul. Tati! Ăsta ar trebui să te trezească. Ia! Wow! Udine! Udine! Mă duc cu el repede, că are nevoie de ajutor. Erica! Tati! Tati! Tati, nu râde! Tati, trezește-te! Tati!